Bine v-am regăsit la o nouă lecție de matematică online. Sunt profesorul Adrian Ivan de la Liceul Teoretic Grigore Moisil din Tulcea și în cadrul întâlnirii de astăzi vom discuta despre probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor în mulțimea numerelor întregi. Matematică clasa 6. Atenție! Ori de câte ori rezolvăm o problemă cu ajutorul ecuațiilor, parcurgem de regulă următorii pași. Identificăm și notăm necunoscut. Rescriem problema sub forma unei ecuații. Rezolvăm apoi ecuația obținută, iar la final verificăm soluția sau soluțiile găsite. Probăm aceste lucruri prin câteva aplicații. 1. Dacă la un număr întreg adunăm triplul opusului său, obținem 24. Cât este numărul? Observăm în această problemă că putem nota necunoscuta cu x, adică numărul pe care noi dorim să-l identificăm. Opusul acestui număr va fi numărul minus x. În acest context, problema noastră devine echivalentă cu următoarea ecuație. X minus 3 ori x egal cu 24. De aici, minus 2 ori x egal cu 24, de unde, împărțind ambii membrii ai egalității prin 2, obținem x egal cu minus 24 de împărțit la 2, deci x egal cu minus 12, soluția problemei noastre. Să facem acum și verificarea. Opusul numărului minus 12 este numărul 12, evident. Triplul acestuia, adică al lui 12, este 3 ori 12, deci 36. În acest context, minus 12 plus 36 egal 24, adevărat. Deci, x egal cu minus 12 este soluția problemei noastre. A doua aplicație ne cere să soluționăm următoarea problemă. La dublul unui număr întreg adunăm 9, iar rezultatul îl înmulțim cu 9. Scăzând din nou rezultat 43, obținem numărul 200. Determinați numărul. La fel ca și în problema anterioară, putem nota numărul cu x. Problema este echivalentă cu ecuația. 2 ori x plus 9, totul înmulțit cu 9, minus 43 egal 200. Adunând în ambii membrii 43, găsim 2 ori x plus 9, totul înmulțit cu 9, egal 243. Acum, ultima ecuație o împărțim prin 9, ambii membri, așadar obținem 2 ori x plus 9 egal cu 27. Scădem 9 în ambii membri ai ultimei ecuații obținute și avem 2 ori x egal cu 18. Acum, pentru a-l afla pe x, împărțim această ultimă ecuație prin 2 în ambii membri și obținem x egal cu 9, soluția problemei noastre. Haideți să facem și verificarea. Vom înlocui valoarea ultimă obținută a numărului nostru, adică x egal cu 9, în ecuația prin care problema noastră este echivalentă, adică în ecuația 2 ori x plus 9, totul înmulțit cu 9, minus 43, egal cu 200. Prin înlocuire obținem 2 ori 9 plus 9, totul înmulțit cu 9, minus 43, egal. Se efectuează întâi operația de mulțire din paranteză, 2 ori 9 egal 18, deci 18 plus 9, totul înmulțit cu 9, minus 43, adică 27 înmulțit cu 9, minus 43.
27 înmulțit cu 9 egal 243, deci obținem 243 minus 43, adică 200 adevărat. Așadar, x egal cu 9 este soluția problemei noastre. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept la o nouă întâlnire online. La revedere!